Ce faceți? Cum sunteți? Că scrie Tufe Parlevuze. Video-ul ăsta are legătură cu o secvență pe care deja v-am prezentat-o, sau mai bine spus, cu o situație pe care v-am prezentat-o. Un pic să văd aici ceva. Așa. Nu mai țin minte la care video, dar când o să încarc video-ul ăsta pe care îl registrez acum, o să caut un pic în spate la Google să văd exact unde am menționat despre o situație cu un copil. Dacă vă mai duceți aminte, v-am spus că un copil a avut probleme la școală, că un alt coleg din clasă de la el i-a luat jurnalul, i l-a aruncat în bin, adică bin înseamnă gunoi, și nimeni nu a făcut nimic, da? Și dacă mai țineți minte un video respectiv, cum v-am spus, o să-l caut și pun link-ul aici ca să dați click în cazul în care vreți să verificați, să știu eu dacă zic adevărat sau nu. Nici nu mai știu ce am să zic. Nu, ce am să zic, mai știu ce am să zic. În fine, așa, în video respectiv am făcut o mică mențiune și am spus că îl aștept pe copil să vină din holiday, că a fost plecat în România cu treabă. Și îl aștept să vină ca să rezolvăm situația, cum a rămas cu școala, da? Cât ai stat în România? 3 săptămâni. 3 săptămâni. Ok, no, bun. Acum ce o să fac? Trebuie să-l invit pe unii dintre voi, îl cunoașteți, pe The Protector. Care nu-l cunoașteți acum, puteți să-l vedeți. Și o să-l invit și pe urmă îl las un pic pe el să... ne continuăm flow. Cum vine, așa vine. Hai, domnule de protector, te rog frumos, te invit aici. Este seara ta. Hello! Hello. Hello! How are you? Good, how are you? Ok, good, thank you. No, bun, no, acum... Mi-a sunat telefonul. Nu mă pic. Te sun eu mai peste oră, bine? Pa. Asta e sunile telefoane, trebuie să răspunzi, am luat toate. Să mă duc și am ce să sun pe omul ăsta. Îmi spui că am Yeah. sunat pe cineva după video, da? Că cred că mă plăia și Alzheimer. No, ok, stai să vă ne registrăm așa. Ok. Spune-le dacă, ce vrei să faci acum? Da. Îi să-i saluți pe oameni și pe urmă spun ce facem next. Alo, pe mine mă cheamă Protector. Mă bucur ca să vină înapoi pe channel Dar vorbea și un pic mai tare, man. și sper că o să învățați ceva de la episodul ăsta. Mulțumesc. Mă, dacă spui așa, o să creadă oamenii că eu te-am pus să spui. Păi nu, Nu trebuie să fie așa de formal. da, dar poți să învăț ceva de aici. Păi da, dar nu trebuie să fie așa de formal, că după aia oamenii o să zică că eu te pun să spui cuvinte. Bă, e vina lor, dacă crede că eu nu sunt capabil ca să fiu format. Oh, să mă scuz. No, bun. Copilul, da? Câți ani ai? 14 ani. 14 ani. Copilul a avut o problemă la școală, ok? O să las pe el să prezinte pe scurt ce problemă a avut, pe urmă o să fac eu un mini rezumat mai rapid și pe urmă vă spun care e situația curentă. Vă rog frumos să țineți cont că ne registrăm pe data de 27 octombrie, astăzi e joi, așa? Așa, Da. pe joi, data de 27 octombrie, da? Are relevanță data asta, da? Vă rog frumos să țineți cont. No, bun, acum ce vreau să le spui la oameni, dar să vorbești un pic mai, știi, un pic mai tare, Da. că să te audă. Vreau să le spui, de exemplu, cumva trebuie să împărțim în vreo 3-4 părți, nu știu, văd eu acum cum ne merge nouă flow mai bine, cumva noi trebuie să le spunem cât mai simplu ce s-a întâmplat ca să ne înțeleagă oamenii, știi, că eu știu ce s-a Da. întâmplat, dar ei nu știu. Și atunci ca să fie cu noi, în ficțiunea asta, în movie ăsta, trebuie să le explicăm. Acum eu ce vreau să le spui tu lor, îi, de exemplu, să le spui ce s-a întâmplat în clasă atunci cu băiatul ăla indian. Dar nu da nume. Deci să nu dai nume la nimeni. Tu doar spui ce s-a întâmplat. Deci, am fost în clasă, îmi făceam tema că o pus învățătoarea, Mai, hai un pic mai aproape și vorbește mai tare. o pus învățătoarea tema pe board, sus, și trebuia ca să scriem de pe board, pe caiet, și când scriam, copilul de lângă mine făcea glume. Și el mereu face prostii în clasă, dar de obicei nu le face așa de mari, sau nu mi le face mie, deci pe mine nu mă deranja. Și după un timp, a început să mă pișcă și să mă enervează, dar l-am ignorat. După aia, iarăși după vreme, o ieșit afară învățătoarea, că a intrat un coleg din spate în problemă și s-a dus ca să vorbească cu el. Acum învățătoarea era fix la ușă, putea să vadă ce se întâmplă. Și colegul de lângă mine mi-a luat caietul prima dată în care scriam și mi l-a aruncat în bin. După aia, după ce mi-a luat caietul, mi-a lăsat jurnalul și l-a aruncat așa pe ăla în bin. După aia,
Eu când m-am dus ca să mă duc ca să-mi ridic caietele de bin, au început să râdă. Bin, oameni buni, bin în limba engleză se spune la coșul de gunoi, da? Deci în Nu alte... era ăla de reciclat, era la unde erau cu mizerie, Nu, cu... I know, dar Da, e bin, da. adică dacă copilul ce vrea să spună că ca și cum nu e un bin din ăsta cum avem în bucătărie, dar asta nu are importanță, pentru că tu, de exemplu, cum să spun eu, dacă o masă e doar o măsuță de scris sau o masă de Da. mâncat, tu tot masă o numești. Nu contează că l-a fost un gunoi care era în clasă, că lumea care se uită la noi, conștientă că era un coș de gunoi de clasă. Oh, nu, De fapt, am zis că nu e recycled. nu, am E. înțeles că eu încerc să le spun oamenilor ca și cum că tu nu te referi cu aruncat într-un coș de gunoi din ăsta cum Cu e el, cartoane, da. exact, știi? Faza ei, chestia care e importantă aici, e că el, gestul lui, că ți-a luat caietul și jurnalul și l-a aruncat în bin, adică în gunoi, nu contează că a fost recyclable sau nu, asta nu mai are. Da. Faptul că l-a luat și l-a aruncat, dați, a fost prea mult, nu a fost ok, da? Ok, când s-a întâmplat chestia asta, adică când el ți-a aruncat cartea, adică caietul și jurnalul la bin, tu spui că învățătoarea cumva a fost în ușă și a văzut și nu a făcut nimic sau ce? Putea să vadă ce s-a Nu, eu nu te întâmplat. întreb că putea Că să vadă. Crezi că o văzut sau nu o văzut? cred că au văzut, pentru că dacă au văzut odată că au picat un caiet, trebuia ca să vadă, să se uite ce mai s-a întâmplat. Deci, a doua oară când mi-a aruncat și jurnalul, trebuia să vadă jurnalul. Deci, caietul, dacă nu mi l-au văzut, dar jurnalul a avut nevoie Ok, ca să acum vadă. învățătoarea ca învățătoare. Dar colegii din clasă au văzut. Ce a făcut colegul tău? Toată lumea a văzut că doi colegi au zis că nu-i frumos ce au făcut. Și să ei făceau prostii, numai că știau că au luat prea departe gluma. Adică cumva și aia care au zis că nu a fost ok ce au făcut, cumva au făcut parte din echipa lui până când și ei și-au dat seama, dar ăsta nu-și dădea seama, ăsta care ți-o luat și ți-o Da, aruncat au la văzut că gunoi. ia gluma prea departe. Ok, și tu după aia când ai văzut că el ți-o luat caietul și ți-o aruncat și jurnalul, ce ai făcut? Nu am făcut nimic, am zis și mi-am scos caietele. Și de exemplu ce? N-ai putut să-i spui, nu știu, să-i spui, man, de ce nu, nu știu, să-i spui ceva, orice, de ce n-ai zis nimic înapoi, deci, nu știu, de ce ai fost quiet? Eu asta nu înțeleg un pic. Pentru că n-am văzut rostul ca să zic ceva, pentru că mi-au mai făcut alte chestii, nu mi-au aruncat caiete, dar m-a tot pișcat și am dus să se oprească. Și am văzut că nu se oprește, am crezut că probabil are ceva cu sănătatea, deci l-am lăsat în pace. Cu sănătatea te referi mentally? Da, Aha. mental. Dar tu mi-ai spus mie că și cu colegii făcea așa. Da, face cu alți colegi, de-aia am crezut că e ceva mental, are, nu știu, ceva ADHD sau nu știu ce, Deci, și nu... tu te, ca și cum, el n-are spre numai cu tine, el așa se comportă cu toți, numai Cu că toată lumea, uneori da. duce la extremă Da. gesturile lui, adică prostiile, păcăleile lui, da? Da. No, bun, și pe urmă, după ce ți-ai scos jurnalul și caietul, cam așa s-a terminat secvența aia, nu incidentul ăla, Da, nimic the incident, nu sunt. O nimic. venit învățătoare, o întrebat ce se întâmplă și noi am zis că mi-au aruncat caietele în bin. Dar nu au făcut nimica. Deci, până la urmă, învățătoarea au știut ce s-a întâmplat. Da, o știu că toată Aha. lumea a început să zică că nu e frumos, a început să zbeare la indianul ăla, că nu-i frumos ce-a făcut. Ok. Și indianul ăla îi de vârsta ta, nu? Că dacă sunteți colegi de clasă, nu? Da, e un pic mai mic, cu 2-3 luni. Well, asta n-are importanță. Da. Am vrut să văd dacă sunteți măcar cu ani. Ok, no, bun. Și pe urmă, tu ai venit acasă și cât o trecut o zi sau două până mi-ai zis mie de chestia asta? Mi se pare că 2-3 zile. 2-3 zile. Că eu, normal, tot timpul când îl văd pe copil și nu numai pe el și pe ceilalți, eu îi întreb ce ați făcut, cum a fost la școală, da? Da. Dar nu știu cum el a uitat să-mi spună. Deci el pur și simplu copilul a uitat să-mi spună din incidentul pe care l-a avut. Bună fine. Când eu l-am întrebat pe copil cum a fost, dacă s-a bătut sau dacă l-a bătut cineva, el mi-a spus că stai un pic, că mi-aduc aminte ceva. Și a început să-mi spună din incidentul ăsta. Și am zis, nu a făcut nimeni nimic? Că nu. Păi zic, cum adică nu? Nu, că nu a făcut nimeni nimic. Învățătoarea, până la urmă, din câte observ acum, au realizat, dar nu a făcut nimic, ceea ce e foarte trist și e foarte nasol. Și atunci i-am zis la copil să aducă jurnalul. Da? Ți-am zis să-ți aduci jurnalul. Da, și l-am adus. Deci, în jurnal, în Irlanda, cum se procedează, e ca un fel de caiet, dacă vreți o agendă, în care bănuiesc că scrii dacă ai probleme, nu? Și ca și cum învățătorul tău să citească când te duci la Dacă am școală. probleme sau să-mi scriu tema, ce tema am. Exact. No. Și eu i-am spus la copil să-și aducă jurnalul, și am spus să scrie următoarele, că vreau să am o întâlnire eu cu mama lui, da? Vreau să avem o întâlnire și să discutăm pe tema incidentului, adică cum s-a putut întâmpla așa ceva, nimeni să ne ia măsuri, de ce? Pentru că el e un băiat mai tăcut, că el, de exemplu, spre deosebire de sora lui,
Adică mai are frați și surori, dar spre deosebire de una dintre surorile lui, el e foarte quiet cumva. Știi, adică nu, să nu-i spui tu nimic la coleg, să nu faci nimic când îți aruncă caietul un bin. Adică jurnalul și caietul, asta e trist. Acum nu zic, nici să-i dai cu pumul, știi, că nici așa. Dar dacă numai așa o să se poată, apoi cumpărăm un sac de box și învățăm cum să boxăm, dacă știu eu. Bun, în fine, ca să mă duc un pic mai departe și să mai lungi povestea. I-am spus la copil să scrie în jurnal că vreau să am un meeting eu împreună cu mama lui, să mergem la școală. Mi-am lăsat numărul de telefon, așa e că așa a fost. Da. Bine, voi să nu credeți că el zice da numai că îl întrebe. Nu, deci nu, chiar că, așa a că fost. Că ai scris de 3 ori numărul tot. Încă am scris de 3 ori numărul meu de telefon să-l înțeleagă, nu că să se facă că nu-l înțeleg. Într-adevăr, în ziua aia m-a sunat învățătorul lui și a zis că a văzut că am scris acolo nu și nu știu ce șans că da și vreau ca problema să fie luată în serios și vreau ca să avem un meeting cu the findings, adică să vedem cum rezolvăm problema, care soluțiile și așa mai departe. Da, bun. Și o zis că ok, o să revin în câteva zile. Acum, după ce, după data aia, cred că mai trecut cât, o săptămână sau cât, când v-ați dus voi în România după aia? Mi se pare că săptămâna aia, cu o săptămână, când o nu, sunat... auzi, nu trebuie să zicem noi la oameni exact. Eu te întreb așa, au trecut câteva zile de când te-ai dus cu jurnalul sau, nu știu, o săptămână? Câteva da. Zile mi se pare că okay, nu da, era mult. Deci, în alte cuvinte, hai să presupunem că luni, că contează un pic Cam și așa, gapul ăsta luni, de zile. marți era și după aia ne-am plecat pe la un vineri, sâmbătă. Deci, aceeași săptămână, numai că... În alte cuvinte, după ce s-a dus la școală, următoarea zi când i-a arătat jurnalul la învățător, învățătorul m-a sunat, o să revină cu un telefon, numai pentru faptul că copilul, deci the protector, copilul, împreună cu familia lui, au avut o urgență să plece în România, s-a dus în România, dar nimeni nu a mai contactat. Că eu am întrebat și pe mama lui, mă, vă mai contacta cineva, că e-mail se putea trimite, telefonii se puteau da, nu înseamnă că vai de mine, dacă era în România, nu se mai putea da telefon sau așa. Am întrebat-o pe mama copilului și a zis că nu, n-o primi nimică. La fel și tata lui a zis că n-o primi nimică. No, bun. Acum când s-o întors înapoi, deci când s-o întors înapoi, dacă cumva greșesc eu, corectează-mă, dacă eu sunt un pic obosit acum, ok? Da. Deci tu când ai venit acum înapoi, eu mă aduc aminte că ți-am cerut din nou jurnalul ca să scriem cum ar fi că... Cum a fost? Că acum chiar nu mă aduc aminte. Te-au luat pe tine de la școală sau eu te-am pus să vorbești cu ăla? Că nu mai mi-aduc aminte. Zi. Sorry, nu prea am înțeles întrebarea. Stai un pic. Ok. Eu, știi ce nu mai mi-aduc acum aminte? Da. Nu mă aduc aminte dacă tu când te-ai întors înapoi și acum pe luni, da? Tu pe luni te-ai dus la școală. Da. Da? Cum s-a întâmplat? Te-ai dus tu la școală și au venit direct, știi tu, the head of the year? Sau eu ți-am scris în jurnal? Că asta chiar nu mi-aduc acum aminte. Nu, prima dată m-ai întrebat cum era cu școala și că dacă mai face meeting și mi-ai dat jurnalul. Și după ce mi-ai dat jurnalul, după era marți și pe miercuri m-a luat. M-a scos afară din clasă și o zis... Deci cum ar fi, a doua intervenție care a fost din partea lor a fost tot din cauza că eu am scris în jurnal că vrem un meeting. Da. Asta încerc eu să spun, că nu mi-am mai adus bine acum aminte, că sunt foarte obosită, da? Da, da. Deci în alte cuvinte, ce am vrut eu să... Că puteam să verific, dar am uitat acum să mă uit în jurnal. Copilul s-a întors din România după 3 săptămâni, da? S-a întors înapoi. Și el... Că acum cred că mă aduc mai bine aminte, că acum chiar că mi-aduc. Știu că luni te-ai dus la școală, dacă nu greșesc. Da. Și când te-ai întors, eu te-am întrebat dacă au zis ceva ăștia de la școală. Da, și pe marți, după aia... Dar nu mă pic să nu sărim așa repede. Și tu ai zis că nu zis nimeni nimica. Da. Și atunci când tu ai zis așa, eu mă aduc aminte că am zis, dă jurnalul încă, să scriem un jurnal, că vrem un meeting. Da. Așa e că acum cred că mi-aduc. Da, ai scris acolo, am scris și după aia, nu mă pic, și după aia, nu mă pic că nu vreau să confundăm lumea. Da. Deci copilul a venit din România, oameni buni. Luni s-a dus la școală. El când a venit, eu cumva aveam așteptări ca el să-mi spună, da, Naomi, când m-am dus la școală, învățătorul a fost îngrijorat și au zis că vrea să ne întâlnim. Dar eu când l-am întrebat pe copil cum a fost la școală, dacă l-a întrebat cineva despre incident, copilul a zis că nu. Eu atunci am cerut din nou jurnalul în care am scris că vreau să ne întâlnim. Deci, ai pus iarăși numărul de telefon. Exact. L-am pus pe copil să scrie cum că vreau, că request ca și cum cer o întâlnire. După aia, că acum o să te lăsă să vorbești tu, da. După aia tu te-ai dus cu jurnalul la școală și ce ai făcut? Ai ajuns și la cine te-ai dus și ai dat jurnalul? Deci, prima dată am vrut ca să-l dau la învățătorul din clasă, dar un copil din clasă trebuia ca să se ducă la
capătul anului, deci m-am dus Nu cu la el. capătul anului, tu La zi head year. în engleză, că oamenii ori înțelege. The head of the year, da? Ăla normal e ceva mai mare, e ca și cum responsabilul peste, hai să zicem Peste că învățătorii din peste, anul ăla. da, ca și cum să presupunem e clasa a 8-a, hai să zicem clasa a 8-a și sunt mai mulți învățători. Eu cred că diriginte îi spune la the head of the year. Diriginte Probabil. probabil, nu știu, încă n-am tradus pe Google, nu știu, dar ca și cum el nu s-a mai dus la învățătorul principal, dacă pot să zic așa, s-a dus la... Head of the Continuă. year cu un coleg de la ăla. Și eu după aia am arătat jurnalul direct, ca să nu mai fie probleme, că tu ai zis că vrei ca să o contactezi pe ea. Și i-am arătat jurnalul și o zis că... i-am arătat jurnalul și o luat numărul de telefon și... Nu, vezi, tu aici greșești. Nouă ne scapă ceva. Și cine scapă nouă? Cred că atunci când m-au prins, când m-au scos afară exact, din casă. Aia ne scapă nouă, că asta e ultima dată ce spui tu. O, da, deci, aduți un... Nu, nu, nu trebuie să ce scuze, numai că eu vreau ca să le spunem oamenii să ne înțeleagă. Deci, aduți, încearcă acum să aduci un pic bine aminte. Problema care e, oameni buni, copilul numai cât a venit de la școală astăzi, numai cât a mâncat, eu repede am șansă să vină să facem video, că și eu foarte ocupată, nu ne-am vorbit un pic înainte să ne le organizăm, că atunci era mai altfel. Eu acum ce vreau tu să-ți aduci aminte, da. E ce ai făcut când tu, luni, ai venit acasă. Eu da. Te-am întrebat dacă o zis cineva de la școală ceva, tu ai zis că nu, da. Eu ți-am cerut jurnalul. Și după aia, tu ai zis, eu nu mă zic ce mi-ai zis tu și ce mi-aduc aminte, dacă greșesc, tu mă corectezi. Da. Că tu mi-ai zis ceva de genul, că ai dat jurnalul la învățător, nu la the head of the year, la învățător. Da, da, prima dată am dat la așa, învățător. Și după aia, dintr-o dată, după nu știu cât timp, o vinit și te-o scos the head of the year afară din clasă. Nu, am dat jurnalul la învățător pe marți, okay. După aia am venit la, de la casă și m-a întrebat... dacă s-a întâmplat ceva și am zis că încă nu și după aia m-am dus miercuri și miercuri când am avut același învățător în timpul ăla vorbim dacă avem ceva nevoie sau pentru școală. În momentul ăla a venit the head of the year și m-a scos afară din clasă. Da, dar zile la oameni, cum te-a scos? Tu spune-le exact cum ai zis. Da, vezi, numiță, da. Nici nu băga de la tine. Tu o intrat în fost. Clasă, o vorbit cu ce-au avut cu nevoie cu învățătorul și după aia au zis Joshua. Și-a făcut așa cu mâna și a plecat afară din da, clasă. Da, așa, fain, a zis Joshua, tu mi-ai zis că o zis altfel, ca și păi da, cum ai... cu atitudine, au făcut Joshua. Pa așa fă și tu, cu atitudine, să vadă oamenii. A făcut Joshua și pe aia a făcut cu mâna și s-a dus. Și eu nu am știut că dacă o să urmez sau să stau în scaun. S-a zis numai Joshua, cum am văzut de la... cum am venit din România. M-am dus, am urmat-o și s-a oprit în jur de jumate coridor. Trebuia ca să mă duc după aia, era la altă clasă când am apucat-o. Ok, ok, sar peste asta și te-ai dus și ai întâlnit-o și pe urmă? După aia au zis că unde am fost și am zis că am fost în România ca să-mi fac pașaportul pentru ce am avut bun, nevoie. Bun, așa, așa. Și după aia învățătorii au zis că, dar tu n-ai avut timp ca să-ți faci pașaportul vara, că ai avut 3 luni. La ce ți-ai făcut acum? Și am zis că eu nu am putut să fac nimic, că acum puteam ca să facem. Și după aia învățătoarea o zis că ok, vezi că cu problema care ai avut înainte, am făcut meeting și nu știu ce. Și după aia eu am zis că nu mi-aduc aminte ce problemă am avut. Că nu a fost specifică, că a fost grăbită. Și după aia au zis că cu nu știu ce cărți și binu. Și după aia am zis că, da, puteți ca să faceți meeting. Și au zis că nu, că e în trecut. Deci am vrut ca să facem un meeting și e în trecut. Și după aia s-a dus. Deci, acum să vă spun eu cu gura mea, adică poate ați înțeles ce a zis copilul, mai vreau să mă asigur încă o dată. Deci el când s-a întors din România, s-a dus luni la școală, când a venit acasă l-am întrebat, mă copile, o zis cineva ceva de incidentul ăla, nimeni nimic, am zis, dă jurnalul și să scriu că avem nevoie de meeting. Copilul când s-a dus marți la școală, o dat ăla cu meeting-ul, da? O dat jurnalul la învățător. În loc să-l cheme învățătorul, ca să discute despre asta, l-a chemat aia altă mai mare în poziție decât învățătorul responsabil, da? Ai internet pe telefon? Nu. Da, da, da. Și, nu mă întrerupe acum, nu vreau să-mi pierd flow, știi că noi trebuie să dăm niște detalii, nu trebuie nici să mințim, da. Dar nici să exagerăm. Cumva trebuie da. Să le spunem cum a fost, înțelegi? Că da. Noi acum nu ne apucăm aici și mințim. Și copilul când s-a dus cu jurnalul să îi citească învățătorul problema, în loc învățătorul să diluiască, să rezolve problema, adică să mă cheame la un meeting, el a vorbit cu aia altă mai mare în responsabilități și aia au venit de niciunde și l-au chemat pe copil afară foarte... Da, asta era după ziua următoare. Da, dar nu mă mai întrerup, că eu acum am zis că dacă tu mă întrerupi,
nu o să mai înțeleagă oamenii și după aia iar le reluăm. Că eu Ok. deja am explicat. Da. Că tu te-ai dus la școală, ei nu zis nimica, pe urmă eu am scris în jur, adică tu ai scris în jurnal și ți-am spus eu, tu te-ai dus la școală, în loc să te cheame învățătorul să rezolvăm problema, au venit the head of the year, Da. Nu? Că așa ai zis că au venit aia și te-au chemat afară din clasă, Da. Nu? Că așa au fost, nu. Și atunci, că așa dacă ne întrerupem un pic, mie mi-e un pic greu să-ți înflow, știi? Da. Și după aia l-au scos afară pe copil și în loc, că aici vreau să ajung eu, în loc să-i spună la copil că... Uite, problema pe care ai avut-o, că normal eu în jurnal am scris că vreau să ne întâlnim în legătură cu problema cu gunoiul. Nu că a fost el în România. Nu asta era problema pe care am scris-o în jurnal. Eu am zis că vreau să ne întâlnim, să avem meeting, da? În legătură cu problema cu gunoiul care a fost înainte ca copilul să meargă în România. Bun. El o scos afară și ați auzit ce zis copilul, da? Că ce, numai acum te-ai putut și să-ți faci pașaportul? Sau nu mamă, te-ai putut duce tu în România, că n-ați avut 3 luni, într-adevăr. O avut dreptate aia, dar nu în contextul ăla. Care a fost problema aia pentru ce s-a dus el în România? E parcă copilul poate el să decidă, părinții au decis, asta a fost. Dar care a fost problema ei? E în loc să se focuseze pe problema copilului, adică măi femeie, rezolvă situația, tu te-a pus să vorbești de altceva mai mult și ce m-a enervat pe mine, eu zis la copil că aici mă enervează pe mine. Când un adult sau o persoană foarte superioară, nu știu acum dacă profesional sau financiar, mă rog, în fine, când se ia de o altă persoană și nu e aceeași competență. Adică copilul e un copil. 14 ani ai zis că ai, da? Da. Păi dacă el are 14 ani și the head of the year, aia, cred că are în jur de 40 sau și 30 numai să aibă, e o diferență majoră. Ea e un adult, el e un copil. Raportează-te la un copil. E în loc să-i spună, ok, cheamă pe... Naomi și pe mama ta la școală, ea s-a apucat să-l certe pe copil că de ce s-a dus în România în timpul școlii, da? Și că problema din trecut, problema pentru care eu de fapt am scris în jurnal, adică i-am zis la copil să scrie să ne întâlnim, o zis că e in the past, că e în trecut. Păi eu vreau să o întreb, că numai problema e în trecut. Faptul că a fost în România nu era în trecut, că el la momentul când vorbeau era prezentul. Păi și faptul că el a fost în România, dar bine că acum nu mai vreți să complic lucrurile. Pe mine ce m-a enervat e atitudinea ei, care a fost foarte înfumurată și că ea vezi, Doamne, da, să ia de copil că de ce a fost în România, dar nu-i rezolvă problema. Că îi spune că aia au trecut și s-o spăla pe mână și gata. Sigur, numai atât ați zis. Că eu am niște noutăți să-ți dau. Da. Spune. Mi-a aduc aminte, atunci când au zis că de ce am fost în România, mi-a zis că dacă mai lipsesc în o zi de la școală... Oh, am și uitat de asta! Stați... Oh, că am și uitat de asta! Mersi că mi-ai adus aminte! Mersi! Eu ți-am zis să s-o posâtă! Da. Bun! Nu știu eu cum aveam adus aminte! Pe lângă faptul că ea s-a ocupat de altă chestie care n-avea nicio importanță cu plecatul în România, auzi și eu spus la copil! Auzi și eu spus la copil că dacă mai lipsești de la școală, chemăm Tusla! Tusla îi... agenția aia, sau nu știu cum se spun, cred că protecția copilului, nu știu cum se zic în limba română, dacă așa cum ea se ocupă când e vorba de copii, indiferent că sunt conflicte la școală, că sunt familie, oriunde ar fi când e vorba de copii, Tusla, așa se numește, Tusla e organizația care se ocupă de copii. Și în foarte multe cazuri, Tusla lucrează mână în mână cu garda. De exemplu, dacă Tusla se sesizează garda, adică poliția, că e o problemă într-o familie sau la școală, automat garda trebuie să-și vină la locul faptii, da? No, bun. Vă dați voi seama la femeia asta ce-o putut să-i spună la copil? Îl cheamă din clasă într-un mod agresiv. Joshua, hai afară! Păi nu așa. Nu așa chem pe copil, că e un copil, da? Îl cheme afară, îl iei tu pe el la rost. Ce nu-i lua pe părinți la rost? De ce nu-i suna pe părinți? Că copilul are părinți. Nu-i ca și cum e orfan. Nu, nu. Nu-i suna pe părinți să trebuie să o lua de copil. Mai mult de atâta, îi spune că apelează la tus, la că vai de mine că o lipsă prea mult. În condițiile în care, să nu uitați, adică eu să nu uit mai bine că acum îmi scapă niște informații, ei înainte să se ducă în România, au trimis e-mail la directorul școlii și au comunicat faptul că ei au de plecat în România și că stau pe o durată mai lungă de timp și nu știu exact când se întorc. Ei au trimis e-mail, nu-i ca și cum s-au dus și nu s-au știut de ei. Că într-adevăr, dacă tu nu anunți și lipsești, e logic și normal să se sesizează autoritățile, adică să sune tu, să lasă vină garda, dar aici nu a fost cazul. Pentru că familia asta au anunțat că se duc toți copiii în România. Au avut o urgență.
I don't care, s-a dus în România, o anunțat. Ca ce chestie, asta de head of the year s-a apucat și-o scoate pe copil afară, în loc să-i spună, hai să vii cu Naomi și hai să vii cu mama ta ca să rezolvăm problema sau să-ți spunem ce am făcut, ea îi spune că e in the past și că contactează Tusla. În alte cuvinte, l-a intimidat pe copil. Mai mult de atâta, eu o văd și ca agresare, adică agresiune, da? Psihică și emoțională. Îți dai seama când te duci tu la copil și spui, vezi că contactezi Tusla? Dacă tu mai lipsești la școală, dar spune la părinți, măi, femeie. Numai că asta nu mă înțelege limba română. Spune, mă, femeie, la părinți, nu-i spune tu la copil. No, acum când copilul a venit acasă și mi-a zis ce s-a întâmplat, deci când copilul a venit acasă și mi-a spus ce s-a întâmplat, am zis, dă numai repede jurnalul din nou, asta a fost, cred că, a treia oră, așa? Când eu ți-am cerut jurnalul pentru meeting. Pentru aceeași chestie, da. Pentru aceeași chestie. Prima dată înainte să meargă în România, după aia când a venit direct și acum a fost a treia oră. Și acum nu că mai să scrie lung, scurt i-am spus, că cerem un meeting urgent, adică cerem să fim chemați de urgență la școală. 3 de semne exclamări, numărul de telefon și mai mult decât atât, că ce am uitat să spun, în ziua în care l-o scos pe el afară de la școală, din clasă, înainte ca să-l scoată pe el, de dimineață, ci că asta face ea ca rutină, nu știu, ea deschide ușa la alt grup de copii, un pic mai mari ca ani decât mai mic. Deci, în alte cuvinte, la o clasă unde se află o soră de-a lui, ea ține ușa deschisă de la intrare, când intră. Și când a văzut-o pe soră sa, a întrebat-o, Elisabet, o veni fratele tău la școală? Ca ce chestie a întrebat-o pe soră sa dacă fratele s-o veni la școală? Adică s-o lua și de copii la aia. S-o lua și de soră sa mai mică. În fine, eu când mi-a zis copilul ce s-a întâmplat, că l-a scos afară, că eu zis că problema e in the past, că nu mai contează, că nu știu ce, zic, da, n-o dă repede jurnalul, că ceară rapid un meeting și dacă nu ne dă meeting-ul, eu mă duc la Tuzla, așa, pe arăt eu la asta cine mai are la Tuzla, nu că mai are, mă duc eu la Tuzla. Și s-a dus copilul cu jurnalul și când te-ai dus la școală, ai zis că te-ai dus și la dosie direct, că acum era faza că te-ai dus tu cu colegul ăla, nu atunci când ai zis, da? Și te-ai dus la școală și te-ai dus la ea, i-ai dat jurnalul. Și m-a întrebat că dacă tu ești în sistem și am zis că nu știu și după aia i-am arătat jurnalul și am zis că aici ai numărul de telefon. Și au zis că dacă câte repede ți-o sun, te vă rog. Și au zis că dacă nu vă pot suna azi, ziua aceea, vă sun mâine, care ar fi ziua asta. Ok. Bun. Asta suntem pe data de 27 octombrie. E normal trebuia să mă sune ori ieri, ori astăzi după spusele ei. Ieri nu m-a sunat. Că dacă mă suna ieri, făceam ieri video ăsta. Da? Și m-a sunat astăzi. Acum ce urmează să vă zic, nici copilul nu știe. Că nu știe. Asta s-a întâmplat să mă sune aia, the head of the year. Și asta e o noutate și pentru copil. Deci vă spun sincer că nu știe. Copilul v-am spus numai ce a venit de la școală, o mâncat, repede am zis, hai că te iau cu mașina să merg să-mi face video. Deci acum afli și tu ce o să se întâmple pe mâine. Adu-mi aminte după ce mi-ai rânt și te lăs acasă, da. Să-l sun pe omul ăsta, two things. Hai că-ți dau un pix, numai că n-am foaie. E ok că îmi scriu pe telefon. N-o scris pe telefon să sun, spune un call, te rog. Că chiar nu trebuie să uit, trebuie să scriu și eu pe mână, un call și jurnal, că trebuie să mai scriem ceva în jurnal. Jurnal. M-a sunat astăzi și m-a întrebat, hello, is this, nici măcar nu mi-a zis pe nume, deși mi-a scris numele, că smătușa, nici mai contează oricum, ce că smătușa lui, că e dozămată, rost, că e smătușa lui Joshua? Zic, da, smătușa lui Joshua. Că ți-ai lăsat numărul de telefon? Zic, da, ți-am spus, da. Ea a început foarte arogantă. Și copiii mi-au spus acasă că e o femeie mai arogantă, că e așa, mai nu știu cum. Numai că știți, câteodată parcă nu știu dacă să crezi copii, că vedeți, vă, și copiii mai au talentul să pună de la ei. Numai că toți copiii cu care am vorbit despre femeia aia, toți o descriu ca fiind nu corespunzător cerințelor profesionale, dacă vreți, da? Adică e prea agresivă verbal, e prea nepăsătoare, ceea ce nu se cade la o personalitate sau la o persoană cu funcția pe care o are ea în școala respectivă, da? Momentan nu o să dau numele școlii, numai dacă mă nervează în episodul următor, că mai urmează un video după asta, să vă spun ce s-a întâmplat. Și îți spun acum, adică acum când le spun lor, tu o să conștientizezi ce am vorbit eu astăzi cu ea. Da. Mă sună, mă întreabă dacă-s mătușa ta, eu îi zic că da. Și că am cerut un meeting. Pentru ce am cerut un meeting? Și am spus că am cerut să fac un meeting pentru că a fost incidentul ăla cu Binu. Și vreau ca problema să fie rezolvată. Nu vreau ca copilul, când vine la școală, să se simtă stresat.
Și eu au zis către mine o variantă total invers față de ce mi-ai zis tu mie, adică diferită. Ei mi-au spus mie, Naomi, problema s-a rezolvat, dar pentru faptul că ei au fost în România, noi n-am avut pe cine să contactăm, dar problema s-a rezolvat, copilul a fost sancționat, părinții au fost chemați la școală și problema e rezolvată. Pentru ce vrei să ne mai întâlnim? Eu când am văzut că e foarte arogantă cu mine, că mi-a zis-o pe un ton foarte arogant, ok, chiar dacă ar fi fost cum au spus ea, oameni buni, hai să presupunem că într-adevăr o sancționat pe copil, într-adevăr o a dus părinția la școală, în timp ce copilul, Josh, era dus în România, da? Bun. Dar el când s-a întors înapoi, eu de-aia l-am întrebat în prima zi de școală după ce s-a întors. Mă, copile, te-a întrebat ceva despre meeting. Ți-o zis ceva? Copilul a zis că nu. Eu de-aia am scris în jurnal. Deși dacă ar fi fost cum o zis asta care m-a sunat la telefon de la școală, trebuia să ni se comunice, pentru că sunt niște pași care trebuie urmați de disciplină și așa mai departe, da? Și zic eu către, pentru problema asta vreau să mă întâlnesc, dar problema e rezolvată. Zic, nu, 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 nu. Problema nu e rezolvată. Și dacă tu te faci că n-ai timp, deja vorbeam și eu mai aiurea, cum m-a enervat ea, zic, dacă tu te faci că n-ai timp să te întâlnești cu mine și cu mama lui, na, pe atunci am dus și mă întâlnesc direct cu directoarea. Că zic, numai bine am întâlnit-o astăzi. Și știu cine e. Astăzi, nu știu dacă tu știi, am fost cu mamii tău la școală, Da. pentru surioara ta mai mică, pentru că a fost o problemă cu bullying-ul din școală, cu sistemul, li s-o hăcui sistemul și așa mai departe. Ah, nu știu Și ce. numai bine, astăzi când m-am dus la școală pentru sora lui mai mică, pentru că au fost niște probleme în școală cu niște picturi indecente, nu știu cine l-a hăcuit lor sistemul și, în fine, au vrut numai să ne cheme să ne spună că totul e secure, nu știu ce, nu știu cum, dar n-au trebuit să ne spună ce s-a întâmplat în școală, că li s-a hăcuit sistemul lor de la școală și, în fine. Dar eu când m-am dus cu mama lui, când m-am dus la școală, nu știu cum s-a făcut că pe coridor ne-am întâlnit și cu directoarea și cu cealaltă care e dedesubt de ea ca și funcție. Nu mai știu acum cum îi spune, dar lăsăm așa, da? Deputy Principal. Nu, mă refer, nu știu în limba română. Ah. Știi că aș vrea să zic în limba română, dar nu știu și atunci mai bine zic că un pic mai jos în funcție, adică după Da. ea. Știți, asta directoarea e prima și pe urmă cealaltă, a doua în funcție, da? Că așa în engleză ok, dar în română nu. Subdirectoare. Păi subdirectoare numai când câteodată când traducem, o Ah. traducem foarte, știi? Bun, în fine. Dar vreau să zic că ne-am întâlnit cu cele mai două importante persoane din școala aia. Adică cu directoarea și cealaltă după ea. Adică cele mai the head of the head. Da? No, bun. Și i-am zis, dacă tu nu-ți faci timp, numai bine le cunosc pe astea două, că astăzi am avut the privilege să le cunosc și mă duc și mă întâlnesc cu ele. Eu problema nu o las nerezolvată. Păi da, problema s-a rezolvat, tu n-ai înțeles. Zic, nu, nu, zic, tu, faci să ne întâlnim sau nu ne întâlnim? Ca să știu, că nu mai stau așa să pierd vremea la telefon. Când poți să te întâlnești? Zic, mâine și mâine pot să vin să-mi fac timp sau săptămâna viitoare? Păi săptămâna viitoare suntem în break, aveți Halloween sau ce? Da, avem Halloween. Ok, au zis că suntem în break, asta ok, nu știu, îmi trebuie un meeting, când îl faci tu? Că mâine e ok? Adică mâine, Da, Friday. azi. Oh, Da, mâine, zic, e mâine. ok. M-a întrebat că dacă vreau la 7 și un sfert dimineața sau la 2, am zis că la 2, eu la 7 vreau să-mi beau cafea, nu să mă pot să mă duc eu pe drum. Bine, dacă era timpul singurul timp liber, mă duceam și atunci, dar dacă mi-o dat de ales, am ales 2. Nu. No. Și am zis că ok, dar la care către mine? Dar totuși pentru ce e meeting-ul ăsta? Tătia, știi? Zic eu, meeting-ul ăsta e pentru faptul cum tu te-ai adresat nepotului meu când tu ai vorbit cu el. Eu nu am găsit asta ca fiind no, că nu mai vine ca și cum nu s-au comportat cum au trebuit. Comportamentul ei nu a fost cum trebuie, adică nu a fost ok. I-am spus, cum adică tu să-i spui așa ceva nepotului meu? De ce n-ai sunat părinții să le spui că la ce s-a dus în timpul școlii? De ce nu ai rezolvat altfel problema? Tu te-ai axat pe o chestie și baia mi-ai spus că dai și la tusla? Zic, asta-i spui tu lui? Pentru asta vreau să mă întâlnesc cu tine și pe lângă tine vreau să mai fie și directoarea sau cealaltă a doua în funcție. Așa am spus. Am uitat să-i spun că le vreau și pe copil la meeting, dar te rog frumos, după ce închidem video și te lăs acasă, să scrii în jurnal, deci Da. să scrii în jurnal că eu I request, ca și cum eu scriu, Yeah. că și tu să fii mâine prezent la meeting. Okay. Pentru că dacă tu nu ești prezent, ea mă mințește, ea spune că nu, că au zis ce mi-a spus la telefon. Dar vezi, mi-a spus că l-au sancționat, că au venit părinții, dar ție nu ți-a spus asta, ție ți-a zis că e in the past. Da, au zis că e in the past și că nu au putut să facă meeting pentru că noi eram în România. No. Și lui a spus o poveste și mi-a spus cu totul altul. Și atunci eu vreau ca noi când mergem acasă și te las acasă să scrii în jurnal că eu vreau ca tu să fii martor la meeting-ul ăla de la ora 2. Mâine la 2 ești la școală sau ești în ore? La ora 2. Onoare. În ore.
I don't even, nu mă interesează, faci cumva și vii. Bine, aștept să vezi ce spun ei, da? Da. Și eu o să spun, pentru că dacă nu, ea o să mințească, zice, nu, că am spus așa, dar dacă copilul e lângă mine, eu, că eu asta vreau să fac. Când mergem la meeting, să o întreb direct, spune-mi, te rog frumos, exact tot ce ai spus la nepotul meu, marți sau miercuri, când a fost conversația, atunci când l-a scos afară din casă, spune-mi ce ai zis. Și automat, dacă îl vede pe copil lângă mine, nu mai are cum să vină aia cu bombe să mă mintă pe mine. Și dacă o auzi că minte ceva pe mâine, tu nu o întrerupi. O lei să vorbească. Și pe aia zic mes și zic ce... Nu, nu, nu. După aia eu te întreb, e adevărat? Da. Și după ce te întreb, sau bine, nu mai știu și eu, cumva o să cecuiesc. Da. Că nu plănui noi acum. Mare și cum vine, așa vorbim. Da. Dar important e tu să nu o întrerupi pe ea, o lei să mințească, tu chiar dacă simți că minte de rupe, tu o lei să mintă. Da. Că eu la final, după ce ai vorbeaște, eu te întreb pe tine să văd, mă, e adevărat sau nu? Da. Să văd cine o mință, tu mai mință pe mine ce o zis ea? Sau ea mă mințește? Da. Și atunci, dacă e adevărat cum ai zis tu și da. M-o mințit ea la telefon, atunci eu o să-i spun că, înainte să spun eu ce vreau să-i zic eu, tu ce așteptări ai avea? Că prima dată vreau un pic să văd o chestie și apoi să zic eu altceva. De exemplu, tu ce ai vrea să se rezolve cu meeting-ul ăla de mâine? Ce ai vrea să se întâmple? Ca și cum cu colegul ăla, cu nu știu. Eu personal, ce vreau ca să se întâmple, e colegul să nu se mai comportă. Deci așa cum se tot comportă, așa cum se comporta înainte. Nu sunt schimbate loc. Deci așa. Eu nu să văd un schimb de la coleg. Așa. Că nu mi se întâmplă numai mie. Deci dacă mi se întâmplă numai mie, e altceva. Dacă este că face la toată lumea. Și nu-i frumos la ce se întâmplă în școală, că e nu numai el e singurul. Deci dacă, pe ei, dacă ei nu fac acțiune pe el, restii înseamnă că și pe el să bată, nu? Și pe aia școala noastră e vraiștea dacă nu fac acțiune. De unde știi tu cuvântul ăsta vraiștea? Ha? Secrete. Secrete, no? Interesant că știe vraiștea și nu știe alte cuvinte. Ok, deci tu normal, dorința ta ar fi... ca colegul ăsta tot nu se mai comporte așa cu tine de future și automat nici cu ceilalți. Da. Și tu te-ai mulțumit că cu atâta? Acum cu mine nu mai vorbești cu mine deloc. Așa. Deci noi suntem în alt, s-au mutat în alt loc și ăla, mai avut okay. Încă o întâlnire cu el, adică la aia, mi-a furat scaunul, dar el a lăsat scaunul, că nu m-a interesat, că nu mi-a plăcut grupul unde eram. Deci pe mine nu m-a interesat și am plecat de acolo. No, bun, acum hai să mergem să prescurtăm. Ăsta e obiectivul tău, adică asta îți dorești tu de la toată chestia asta? Da. Ca copilul respectiv să nu se mai comporte așa cu tine, da? Da. Bun, atâta vrei? Da. Adică ești happy de asta? Da. Ești happy dacă o să vezi, să presupune mâine are loc meeting-ul ăla și o să vezi că chiar o să fie schimbarea asta, că copilul ăla nu se mai agresează verbal și fizic nici pe tine, nici pe ceilalți. O să fii happy? Da. Atâta e tot ce-ți dorești? Da. Vrei să spun ce-mi doresc eu în plus față de ce-ți dorești tu? Da. În cazul în care, atunci când are loc meeting-ul, da? Da. Când are loc meeting-ul, după ce o să spună ea varianta ei, dacă tu îmi spui că ea minte și dacă până la urmă tu ai dreptate și da. Ea minte, știi ce o să vreau eu să-i spun ei? O să vreau să-i spun să-și ceară scuză de la tine pentru felul cum s-a comportat, pentru că nu a fost adecvat, cuvântul ăsta am să folosesc mai înainte, numai nu-mi vine în limba română, și ce înseamnă adecvat? Accurate. Yeah. Așa? Și cum zici tu, numai că e un pic mai altfel, da? Deci, nu s-a comportat adecvat față de copil. Și eu vreau să-i spun de asta după ce o ascult, că prima dată trebuie să o ascult. Vorba aia, nu poți să crezi și spune numai o parte, trebuie să te duci să o vezi și pe cealaltă. Și dacă cumva văd că mințește, că o să-ți dai seama după mai multe chestii, atunci o să-i spun că am așteptări, atâta de mult aș vrea să fie și directoarea, că o să mă uit la directoarea, atunci o să mă uit la ea. Și o să-i spun la directoare că numai bine am făcut cunoștință cu ea astăzi și o mâine când mă duc o să-și aduc aminte că o să-i zic, o, știi, ne-am întâlnit ieri pe coridor by accident, când de fapt m-am dus pentru cealaltă nepoțică, da? Și o să-i zic, am așteptări ca persoana asta, the head of the year, da? Așa, să-și ceară sorry la nepotul meu pentru, oameni buni, chiar dacă nu era nepotul meu, că eu m-am mai dus și pentru alți copii la școală care nu erau relei, care nu aveau nicio relație cu mine, m-am dus doar să ajut părinți în cauză, da? Și o să vreau să spun că am nevoie să-și ceară scuză de la copil pentru că l-a intimidat verbal cu comportamentul ei și că l-a amenințat că se duce la tus, la ea. Și atunci o să-i spun, dacă voi nu o să faceți nimica, dacă tu nu o să-ți ceri sorry de la copil, dacă celălalt copil indianul își mai bate joc de el, păi atunci eu o să fiu cea.
care contactează TUSLA, adică autoritățile care sunt pentru protecția copilului, nu voi. Deci cum facem? Îți cer sorry. Eu asta vreau să spun mâine, dar ți-am spus după ce o ascult că trebuie să văd. Minți tu, minte, înțelegi? Eu nu te pot crede pe tine. Eu nu vreau să crezi că eu nu te cred. Da, te nu, cred, înțeleg. Dar we have to investigate, că nu poți numai așa. Da? Da? Că s-ar putea să și eu să fi fost scăpat ceva. Da, numai că sper că n-ai scăpat prea mult. Da. Că dacă e prea mare diferență, înseamnă că unul dintre voi doi mințiți. Da. Și dacă eu o să văd o diferență mare, o să-mi fie greu să mă gândesc atunci, bă, care minte? Ești că ți-o scăpat, dau trei mici chestii, that's ok, că înțelegem. Dar nu să fie diferență, uite, de exemplu, ce mi-a spus tu mie și ce mi-a zis la telefon, sunt two different stories, deci sunt așa de diferite. Da. Ia auzi că s-a rezolvat, ți-a zis că e in the past. Nu zici nimic că bau de solution, că așa e că nu zici nimic de soluție, că s-o rezolvație. Nu ți-o zis asta. Nu, zici că era în the past, au început ca să facă meeting, nu eram acolo și acum e în the past. Și în the past. Eu, dacă văd că ea îmi spune varianta de la telefon, care e foarte diferită față de ce mi-a spus copilul, eu atunci ca să o cecuiesc, deja și știu ce fac. O să o întreb trei întrebări. Dacă este să se gândească mult la ele, o mințit. O mințit. Nu-ți spun ce vreau să-i spun pe mâine, da? Da. Dar o să fie acolo și o să vezi. Pentru că, vedeți, voi oameni buni, dacă te duci la un bucătar și el zice că e bucătar, păi tu nu contează că îl întrebi ce mămăligă face sau dacă face ciorbă sau tocană, indiferent la orice oră îl întrebi, el știe. Dacă tu îl întrebi cum fac ciorba de cartofi, îți spune ceapă, morcov, cartofi, carne, da? No, acum, ca eu să o cred pe ea că a făcut ce o zis de fapt, în cazul în care îmi spune ca la telefon că s-a rezolvat problema, de ei nu a fost aici, nu știu ce, o să zic ok. Hai să presupunem că nepotul meu minte. Nu, vreau să-mi dai următoarele documente. 1, 2, 3. Și cer trei documente. Îi cer trei documente. În ălalalt video o să vă spun ce documente am cerut. Acum ați în secret. Dar îs niște documente standard de pe profilul lor de la website. Care au legătură cu comportamentul de la școală și așa mai departe. Și eu dacă văd că ea se duce într-o extremă, încât eu nu mai știu pe cine să cred, dacă pe nepotul meu sau pe ea, ok, îi zic ok, no problem. No, acum, according to, ca și cum în legătură cu cele scrise online de website-ul vostru, vreau și eu să văd că îmi dai aia. Ea trebuie să le aibă la dispoziția ei. Ea trebuie să le aibă în sistem. Și dacă o să-mi zică, a, știi, nu le am, că nu știu ce, zic, nu. Voi trebuie să le aveți și soft copy și hard copy. Adică soft copy înseamnă e-mail sau un computer. Da. Și hard copy. Pe hârtie. Exact. Și dacă văd că nu le are, o să-i spun, știi ce? Tu ești mincinos. Și să le spui la irlandești că-s mincinos, vai de mine. De eu așa o să-i spun. Și o să le zic că o să vreau să se rezolve soluția, plus că o să mă duc o mapă pregătită. În cazul în care vrea să-mi zic că o făcut aia, o să-i zic da. Uite de ce scrie în regulamentul vostru. Că în primul, îs patru pași. Ea nu a respectat pe primul deloc. Nu l-a respectat deloc, deși ea crede că l-a respectat. Din moment ce a zis la copil că e in the past, gata, ca și cum uite că ți-a aruncat copilul, că ți-a aruncat indianul ăla jurnalul în bin. Uite, n-ai cum să uiți că dacă noi încurajăm ca învățători, ca profesori, fiecare ce funcție aveți, ca părinți, dacă voi încurajați asemenea comportamente, nu e ok că copilul crește și se dezvoltă, adică devine foarte agresiv. Eu dacă m-ar fi sunat de la școală, ar fi sunat-o pe mamă și mama mi-ar fi spus mie, n-au uitat ce s-a întâmplat, că copilul nostru a făcut așa, pe o repede și spunea, mă copile, nu-i bine că ai făcut așa, nu-i bine să faci așa, adică nu e ok, nu e ok. De exemplu, și la copil am zis, odată băiatul ăsta, indianul ăsta care l-a agresat pe el, i-a spus odată ceva de genul că nu mai vrea să trăiască sau cum ai zis că a fost faza aia? Da, au zis că nu mai vrea să trăiască și am zis că I agree with him. Ca și cum copilul a zis că nu prea mai vrea să trăiască, dar asta a fost în altă fază. Și el a spus că e de acord. Nu, era în aceeași clasă când s-a întâmplat și cu asta, cu faza. Și eu am intrat în problemă după aia, dar eu nu am intrat în problemă. No, bun. Ok, că a fost atunci, că nu, asta nu prea relevanță. Acum ce vreau să spun e că l-am certat. I-am spus. Mă, așa, ce ți-am zis eu când tu mi-ai spus mie că ești de acord cu el? Ai zis că nu e frumos și că pentru că e foarte serioasă treaba, că nu e bine. Că sunt oameni care chiar au probleme cu... Exact, el în alte cuvinte, aproape că a spus că ar vrea să se sinucide. Și tu ai zis că ești de acord cu el. Nu o să s-o cu cuvintele astea, dar ca și cum că nu mai vrea să trăiască, da? Da. Tu pentru faptul că ai zis că ești de acord cu el, eu ți-am spus ție că ce? Ce observații ți-a făcut? Mai spune-o încă o dată. Pentru că nu e treaba serioasă, știa că au făcut-o el ca o glumă, dar s-ar putea să fie persoane în clasă care au probleme cu gândul sinucide. Exact. Și eu l-am certat pe copil. I-am spus numai, chiar dacă el a spus,
Tu pentru faptul că ai zis că ești de acord cu chestia asta, că el să se ducă, să se arunce sau știi și ce, tu e ca și cum ai fost de acord cu el, l-ai încurajat și nu e ok. Dă-i pace, dacă vrea să se omoare, dă-i pace. Dar tu nu-i spune lui, îți de acord cu tine, deci eu, eu i-am spus la copil. Nu e ca și cum, vai de mine, nepotul meu și-l protejez. Nu, 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 nu. Când se întâmplă o problemă gravă sau mi se pare mie că e grav, îi explic la copil. Deci nu e ca și cum să credeți voi că acum, vai de mine, eu nu m-ar proteja și nu văd eu că el e favorit. Nu, nu. Deci, în alte cuvinte, o să mergem frumos acasă când încheiem video, da? O să scriem în jurnal că vreau ca tu să fii prezent la meetingul de la ora 2 pe mâine, Da. da? Și ți-am spus, eu o să o întreb, pentru că știi că mama ta nu o să zică nimic, o să mă lasă pe mine să vorbesc, că de-aia a apelat la mine, da, ca să vin să vă ajut. Da. Eu o să o întreb direct. Spune-mi, te rog frumos, ce ai vorbit cu nepotul meu în data cu tare. Și o lăsăm să vorbească. Dar oricât o auzi că minte, tu nu o întrerupe. Da, am Lasă-o înțeles. să-și facă flow. Că după aia eu te întreb. E adevărat sau nu e adevărat? Da. Și dacă văd că e prea mare diferență între voi doi, atunci eu să-i ceară trei documente sau patru. Văd eu câte. Da. Și le cer. Și dacă ea ezită sau ceva, pentru că eu ce am făcut ieri și alaltă ieri seară, preț de câteva ore, am citit un pic regulile lor de pe website. Dai Știi, cu guidelines, da. exact, cu disciplină, cu managementul, cu funcțiile lor, cu responsabilitățile lor, cu Da. etica școlii. Etica școlii zice că să fie egalitate și nu știu ce. Acolo la școală mie nu mi se pare nimic din chestia asta, dar în fine. Și atunci eu ca să o probez pe ea și să o testez, îi cer Da. documentele alea. Și ea dacă nu le are, înseamnă că mințește. Și eu o să-i spun că se fie rușine și o să-i spun că să-și ceară sorii de la tine. Hai să presupunem că-și ceare sorii tu și o să spui. Nu știu. Păi trebuie, vezi cumva, că trebuie să ai o reacție, știi? De exemplu, hai să jucăm un roleplay, da? Da. Și zic, no, hai să presupunem că eu o să ia și zic, sorry, Joshua. Ce o să spui înapoi? Nu știu, pentru că nimeni nu prea apologize, nimeni nu prea îmi zice sorry. No, bun, acum hai că uite așa mi-a venit dintr-o dată să te întreb. Ce ai zice tu dacă chiar spune sorry, Joshua? Acum mă refer la the head of the year, da? I forgive you. I hope this won't happen again. Zac, mașini limba română, așa cum știi, nu-i problemă Te că... iert, sper că nu o să se mai întâmple așa. Așa, cum tu trebuie să continui ca să o faci să înțeleagă? Așa să fie, să ne întâlnim pentru o caz ce s-a întâmplat la școală. Ca și cum să nu mai fii nepăsătoare. Da. Ca și cum tu... Bine, eu nu vreau să te învăț eu ce să spui, că tu spui cum sunt tu. Numai cumva tu, pe ea când o ierți, trebuie să Da. o faci să înțeleagă că o ierți, dar te-ar deranja să știi că ar mai fi situații de genul și ar fi indiferentă. Da. Și ca și cum să pună mai mult suflet. A zis că pot să zic în engleză Da, că zic în engleză, da. I forgive you, I hope next time when there's gonna be a problem, you're gonna be more included in it. Ok, o zis copilul ca și cum că o iartă și așa, dar data viitoare, dacă se mai întâmplă o problemă de genul, ca și cum să fie mai interactivă, mai inclus, adică să tu ai să include, dar nu prea era ok include acolo, dar e ok, dar ca și cum să fie mai receptivă, adică să țină cont de problemă și să o rezolve. În Yeah, alte more cuvinte, aware of the situation. păi, aware she is aware, Da. numai că nu face nimic, că una e să știi de situație și alta să stai cu mâna să nu Or faci to nimic. take an action. Să fie mai mult implicată, adică Da. implicată 100%, că normal asta trebuie să facă ea, nu? Da. Asta e una din responsabilități, pe lângă faptul că e și profesoară de sport, profesoară de nu știu ce și mai nu știu cum, alte responsabilitate pe care o are, că de-aia e the head of the year, ca și cum, dacă se întâmplă un incident foarte grav, să se ocupe de el. Și dacă ea nu se ocupă cum trebuie, atunci ajunge la directoare, așa? Da. No, bun. Hai că mai zic o dată. Sorry, Joshua. Mă fac eu să. Sorry, Joshua. Dar sper că nu-ți vine să râzi, mă, că nu-ți cere sorry. No, I forgive you. Let's hope we won't have to meet up again, and I hope you'll interact more with the problem next time. Ok. Bine, nu trebuie să zici așa ca o poezie, tu trebuie să fii sincer. Dar mă refer când îi spui să ții cont că nu-i de ajuns să-i spui numai te iert, că în situația ta, ea trebuie cumva să se simtă rușinată că o greșit. Yeah. Adică tu ești un copil și tu ca copil fiind să-i faci observații așa la un adult, trebuie cumva atunci în momentul cheie când tu poți să o faci pe ea să se simtă prost că ea te neglija pe tine. Și nu numai pe tine, neglijându-te pe tine, eu neglija și pe ceilalți din clasă, că cum ai spus tu înainte, dacă ea se face că nu vedea asta, nu vedea, atunci toți copiii sunt agresați de ea, alți care sunt mai șmecheri. Da. Nu că cam așa ar fi, bă, dacă
Că și copiii, dacă văd că nimeni nu le face nimic, își iau lumea cap. Da. Nu? Adică, deci, ție, nu numai că îți pasă de tine neapărat, îți pasă și de ceilalți colegi, am înțeles bine sau nu? Da. Da, uite-te și la oameni, că după aceea zic oamenii că nu ți-au văzut ochii. Da? Da, bun, să mă aduce aminte să scriem în jurnal. Da. Mâine la două, dacă tu nu ești acolo, eu refuz să mă duc la meeting. Dacă spune okay. că nu, că Joshua nu poate veni, eu refuz să mă duc la meeting. Pentru că eu te vreau pe tine, tu ești omul important, tu ești omul cheie. Numai tu poți să-mi confirmi dacă ea spune adevărul sau nu, pentru că pe tine ești scos afară din clasă. Da, știi? Nu pe tine, deci, da. Exact, deci eu fără tine nu mă duc la meeting. Da. Dacă ei nu te aduc la meeting, dacă cumva are tupeul să vină și să zică, oh, Joshua is missing, he has a class, I don't care, nu vine Joshua, am plecat afară. Da. Deci eu fără tine nu mă duc la meeting. Și asta să nu uiți la mine, nu o întrerup deloc. O lei să mințească și dacă mințește din numai, lasă să mințească. Da. Și când vine rândul și te întreb eu, Joshua, is that true? Ție să nu-ți fie rușini să spui nu, că nu, nu, tu spui. E adevărat sau nu e adevărat? Da. Și după aia tu răspunzi în funcție de cum te întreabă tu și da? Că acum nu știu ce o să te întreb. Depinde de ce spune, că dacă nu minte, nu o să fie complicat. Dar dacă minte, trebuie să-ți spun mai multe întrebări, da? Da. Și tu trebuie să fii sincer, nu trebuie să pui de la tine absolut nimic. Și ce crezi tu? O să-și ceară sori de la tine aia sau nu, the head of the year? Nu știu. Da, sunt tu, cam... Eu nici nu cred că o să facă meeting, eu tot o să cred că o să tot anul... Păi nu, că m-o sunat ca să-și au zis că face meeting-ul. Da, dar s-ar putea să nu fi la meeting-ul serios. Acum au avut 3 meeting-uri și numai pe a treilea și pe ăla l-au luat pe jumate, numai că... Tu ai insistat foarte el mult. Când zice că a avut 3 meeting-uri se referă la faptul că de 3 ori am apelat și am scris în jurnal că ea se ia în serios. Asta a vrut să zică copilul. Da, dar i-am sunat și a zis că mâine, adică sper că eu astăzi pun video. Oameni buni, noi ne registrăm pe data de 27, numai că eu un pic târziu, sper că îl pun astăzi. Și mâine, după ce mergem la meeting, vă spun cum a fost, fac alt video. Și nu știu, vi se pare corect că vreau să, ca persoana aia, responsabilă, the head of the year, vi se pare corect că eu am pretenția să-și ceară scuză de la copil. În cazul în care a vorbit așa cum a zis copilul, l-a chemat din clasă, că ce, că de la tus, la, că la ce a fost în România, adică a vorbit cu el niște chestii foarte agresiv, niște informații care trebuiau comunicate cu părinții, nu cu el. Și ea, în loc să rezolve problema de fapt inițială scrisă în jurnal, ea s-a apucat să-l intimideze că sunt dus în România și copilul nici nu mai știut el, că nu, ce să-i zică, nu? E banală treaba. V-am zis în România că mi-a plăcut mămălica acolo așa de bună și am zis că nu mai vreau să merg la școală. Na bun, acum încheiem video. O să mergem că el are treabă, eu am treburile mele. Lingura de lemn. Lingura de lemn? Da. Aduc sau? Poți să le aduci, da. Adu. Mi-a adus nepoțelul un cadou din țară. Și cadou ăsta are legătură cu următoarele videouri pe care o să le facem noi în viitor. Eu și cu copilul. Da? Lara? O văzut-o deja, că ți-o văzut pe ăsta. Oh, it's ok. Da. Hai să vedem cât e de mare. Ca să vadă cât de mare e de aici până la vârf. Deci vedeți și mare lingură, dă-mă un pic să-ți. Stai să mă bag. Mă, da, ce pieptos ești, numai multe, vă, ce piept ai. Yeah, I know. Na, bună, dă să-ți țin și un pic de-a lungul. Am mâncat chicken. Ai mâncat chicken. Hai, pune-te, ca nu ți-o dau de cap după aia. Vezi că te-ai pus pe telefon să-ți strici. Da. Vedeți, lingura asta, o adus-o pentru show-urile noastre, da? În alte cuvinte, vă anunț să știți că, nu știu, peste cât timp, că nu știu, că apar tot felul de chestii. Cât de repede posibil? Cât de repede posibil, as soon as possible. O să facem video cu surpriză pentru voi, încă nu le spunem ce, că după aia trebuie să fie surpriză. Dar unele au legătură cu lingura asta. Da? Deci unele au legătură cu lingura asta. Și pe urmă, săptămâna viitoare, o să revin eu cu un alt video neapărat să vă zic ce s-a întâmplat cu accidentul ăla de mașină pe care cică l-am avut. Pentru oamenii care m-au urmărit tot timpul, știți că am pus un video foarte scurt în legătură cu mașina mea, că mi-a zgâriat cineva mașina și că am sunat la asigurare și că poliția, m-am dus la poliție, știți? O să fac un video și pentru cine vrea să mă urmărească, e foarte interesant, că poate puteți pe bune să învățați ceva de acolo, adică nu să învățați, poate o să aveți nevoie vreodată. Și you never know. Deci vă spun eu, au avut loc niște chestii, deci nu vă vine să credeți. O să vă arăt și niște documente ca să mă credeți, ca să vedeți dată, ca să vedeți o sumă de bani. În fine, o să fie foarte important video ăla pentru cine e curios. Îl asigur, îl pun săptămâna viitoare. Cât despre videourile pe care o să le fac cu Gioșulica meu, alea o să urmează și o să fie așa mai funny, nu o să fie critice, nu o să aibă nimic de a face cu judecăți și cu contentul pe care îl fac eu așa de una singură. Da? Când fac cu copilul, cu copilul, trebuie să facem ceva să ne recreăm. Când mergem săptămâna asta la jacuzzi? Săptămâna asta? Da.
Nu putem merge vineri, după meeting, ca să ne relaxăm. Nu, că vineri sunt very busy. Ori sâmbătă, ori duminică. Duminica, că să mă tam mă duc ca să ajut pe cineva. Ok, no, bun. Duminică o să mergem, îmi pare rău că nu ne putem filma. Dacă era fată, îl luam cu mine vestiar acolo la fete, dar așa e băiat. Și la piscină nu ne putem filma, că ne văd de acolo, caută felul de safeguards și nu, nu ne putem. Dar trebuie să merg să ne relaxăm un pic. O să merg și să mă învârt în apă. Dar se vede bine când mă învârt în apă sau nu. Știi, da, când stau cu picioarele sus după aceea mă învârt. Se vede fain. Că trebuie să mai dai lecție. Tot îl fac să râdă pe copil când mă duc acolo, mă pun cu mânurile așa jos și îmi ridic picioarele și stau drept. Dar nu foarte mult, câteva secunde, dar e greu. Și după aia fac și eu triplu șurub, știți, în apă. Că pe uscat nu pot să fac. Deci ce fac în apă, vă spun sincer, nu pot să fac pe uscat. Dar bine, și în apă, până m-am învățat, am băut la apă, am înghițit la apă pe nas și pe gură. No, bun, hai că încheiem video să nu mai lungim. O să revenim pe mâine sau sâmbătă cu un alt video să vedem ce se întâmplă pe mâine. Dacă da. Își cere scuză și să vedem așa că dacă are tupeu apă și eu am tupeu, nu știu cum să-ți spun. Eu aș vrea să se comporte frumos. Dar dacă apelează la nisâmțire și eu am, și eu pot să scot nisâmțire din buzunar. Da. Nu-i ca și cum, da? Da. Ok. Bun. Revenim cu alt video. Hai că ne luăm la revedere că n-are rost să mai lungim, da? La revedere. Atâta tot? O să zic de ce zic la revedere. Spune, numai tu știi, nu știu. Deci, eu de acum încolo o să zic la revedere, că noi când eram în România la avioane, fiecare dată, la fiecare persoană care lucra acolo făcea la revedere. Tu te referi în avion când aterizați și ieșați din avion, vă spunea la revedere, stoardezele alea? Da. Da, 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 știu dar că așa fac. Dar și când am pus la pasaporte, când ne-am dus la pasaporte, când ne-au luat, au zis la revedere și apoi au zis, sperăm că mai avem încă o dată, dar noi suntem sperăm familie. Sperăm că mai reveniți. Da, da. Dar noi avem familie mare, deci nu da. Cred că e mai chiar vreau ca să mai revenim. Deci ați înțeles, copilul spune la revedere că a rămas cu vorba asta din România, ca și cum și în aeroport, adică și în, da, în aeroport și în avion, dacă dădeau actele la control sau după ce ieșeau din avion, la revedere, vă mai așteptăm să reveniți, nu știu ce, ceva de genul, formalitățile da. Alea, da? De formalități, ok. Dar parcă era fake, știi cum e zâmbetul ăla Irish, fake, așa. Parcă așa era să, parcă stai. Ei au avut nu, la revedere. Nu, mă mănâncă, oh, ce mă mănâncă, nu, mă mănâncă. Acum când să închid video, dă-mă un pic. Și ce am vrut să spun? Stai liniștit că ăștia nu sunt fake. Spre deosebire de zâmbetul irlandezilor, ei nu sunt fake și de ce? Că dacă oamenii nu s-ar mai duce, n-ar mai face bani? Da, asta am zis că și eu, că voi nu vreți să venim, dar banii vreți ca să-i primiți. Știi? Deci, a, tu, fel, cumva, să... tu cumva vrei să spui că... ei vă vor pe voi înapoi numai pentru bani, nu ca și cum că, sentimental. Da, că le păi acum tu vrei toată lumea să fie sentimentală cu tine, man. Nu, no, it's ok. No, bun, ok. La revedere, revenim cu un alt video pe mâine sau săptămâna asta în legătură cu meeting-ul care să aibă loc pe mâine sau cel puțin pe data de 28. Sper să reușesc să-l pun astăzi video sau dacă nu, o să vedeți două videouri în două zile sau I don't know. Bun, eu zic la revedere, tu? La revedere. Vă mai așteptăm pe la noi. Stați updated să vedeți cum se întâmplă. Ok, mulțumim că ne-ați ascultat, ne vedem data viitoare, la revedere!